Plimbările noastre prin pădure putem să observăm un fenomen foarte interesant. Ia uitați, ca și cum ar fi niște perne uriașe de mușchi pe alocuri, în orice caz, nu aleator distribuite. Acolo nu este, aici este, aici este, acolo este și în partea asta e un labirint complex. Oare cum se explică acest fenomen? Ce se întâmplă aici? Ne apropiem ca să explorăm și vedem că în toate cazurile aproape se vede că au fost arbori maturi, se văd cioatele arborilor maturi în împrejurimile sau chiar mijlocul acestor petece de regenerare. Dacă ne uităm la arbori, vedem că domină specia carpen în acest caz și fagul poate să facă asta. Ce se întâmplă? Cioatele arborilor maturi ne arată că cândva aici au fost arbori bătrâni maturi și era închisă acoperișul pădurii. Prin faptul că au căzut acești arbori, s-a creat o fereastră în ghilimele, intensitatea luminii a crescut. Mai mult, în aceste zone, vârtejurile tind să adune semințele altor plante și a carpenilor. Mai mult, condițiile de umiditate se schimbă și devin favorabile. Asta face ca să germineze foarte, foarte multe plante aici și carpenul, fiind foarte viabil și competitiv, imediat pune amprenta ecologică și pune identitatea asupra acestor petece. Și într-adevăr nu este drajonare, este din semință. Dacă scoatem ușor un carpen, simțim că nu se rupe din rădăcină, ci pur și simplu iese frumos o rădăcină pivotantă. De ar fi drajonare, am simțit că se rupe de pe rădăcina arborelui mamă, matur. Aceste petece sunt importante pentru că sunt habitate pentru insecte, habitate pentru păsări, atât de hrănire cât și cuibărire, cuibărit, dar sunt și habitate de refugiu pentru amfibieni, reptile și micromamifere, mamifere mici din pădure. Dacă ne uităm aici, vedem aceeași fenomen, dar peste 10 ani. Carpenul bătrân inhibă germinarea aici, acolo fiind petic de lumină a funcționat treaba. Dar dacă venim aici, vedem un lăstăriș din ăsta de fapt un fel de nuieliș, au cam 10 ani, 15 ani carpenii, intrăm și imediat vedem și cioata, confirmând de fapt ceea ce v-am prezentat înainte.